Ceea ce împărțeau ei aseară, și avem imagini dovetitoare în acest sens, sunt aceste pungi cu cozonaci și materiale electorale și mai erau și un calculator de mână, dar pe care cel care ne-a dat punga și l-a păstrat. Adică cozonac de la USL, nu... Punga pe care avem noi cu materiale electorale de la Traicu, dar există pungi și cu materiale electorale de la Șerban. Reprezentanții Alianței România Dreapta au criticat dur modul în care USL cumpără mehedințenii. O să vă spun că am fost și ieri și alaltăr și la Schela și la Gura Văii și oamenii mi-au spus că au împărțit cozonaci și la Schela și la Gura Văii. Au sunat la poliție și au anunțat că USL împarte cozonaci și răspunsul a fost, ne pare rău, nu avem echipaje să trimitem. Mi se pare mai mult decât evidentă complicitatea poliției la aceste mârșelii. Referitor la incidentul electoral care implică mită sub forma unor alimente petrecut la Drobeta Turnul Severin, Mihai Stănișoară așteaptă o poziție corectă din partea polițiștilor. Am pus la dispoziția poliției toate probele pe care le avem și așteptăm să-și facă în sfârșit datoria. Duicu are de partea lui toate instituțiile statului, a mai spus Mihai Stănișoară, dar le-a transmis severinenilor că va lupta pentru continuarea proiectelor și investițiilor în mehedinți. Eu îi asigur pe severineni și pe mehedințeni că nu-i vom preda la cheie nici Severinul, nici mehedințul lui Duicu și locotenenților lui, structurați practic astăzi nu într-o structură de tip politic, ci într-o structură de tip mafiot. Reprezentanții RD au atras atenția asupra faptului că orice eveniment electoral de natură penală se pedepsește cu închisoarea.